Bună seara, sunt Natalia Cheptene, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară. O parte dintre răspunsurile la aceste întrebări o să le auzim chiar de la eroina principală a acestei istorii. Viorica Chetrare a venit astăzi la noi în studio. Să întâmpinăm! Bună seara, doamna Viorica. Bună seara. Vă rog frumos, povestiți-ne despre ziua în care ați aflat că, uite, este cineva care și-ar dori să vă ofere în dar 5 milioane de lei. Ce zi era? Ce făceați? Era ziua de joi, 16 aprilie. Coceam cozonac, dar totodată, deoarece sunt profesoară, și eram în perioada de carantină, făceam lecții online cu elevii. Între timp cât cozonacul acolo în rolă scocea, am încercat să mă așez să verific temele pentru acasă, la copii. La moment deschid telefonul, pentru că lucram cu elevii pe Messenger. Și nu știu de unde am ajuns pe Facebook și văd un mesaj. La compania Del de Rosalie donează 250.000 de dolari în Republica Moldova. Era un anunț sau un mesaj privat? Nu era mesaj privat, pur și simplu pe rețeaua Facebook era. Așa. Și ce scria în acel anunț în general? Am deschis acolo, era doar poza unei doamne bătrâni și scria la compania de la Rosalie și vă zic că donează acești bani în Moldova. Și acolo erau două persoane care au comunicat cu doamna aceasta. Deci nu era cumva un apel al doamnei? Nu, nu era apel în privat, nu. Și eu îi spun, doamnă, donează acolo la dumneavoastră în Franța, deoarece este pandemie, lumea are nevoie deci de bani. Deci dumneavoastră ați intrat în discuții, le-ați scris înapoi. Da. Așa, haideți mai întâi să vedem însă un scurt subiect despre dumneavoastră. Atenție la ecran. De mai bine de 20 de ani, Viorica Chetrari lucrează la școala din satul Pripiceni Răzeș. Este profesoară de clasa primară și director adjunct pe procesul de instruire. Cu alte cuvinte, o femeie respectată de comunitatea locală. De când pandemia a închis instituțiile de învățământ, Viorica își petrecea practic toate zilele acasă. Capul familiei e plecat la muncă în Cehia, iar femeia are grijă de cele trei fiice. Vestea că ar putea deveni putred de bogată peste noapte a ajuns la femeie chiar înainte de Paști. Viorica a văzut un anunț incredibil pe o rețea de socializare. O oarecare Rosalie Marie Arun, care se prezenta ca o bătrână originară din Italia, oferea nerambursabil o sumă halucinantă, 250.000 de dolari. Viorica nu a rezistat tentației și i-a scris un mesaj. Doamne, dacă ești așa de bogată, am ei coronavirus peste tot. Donează la medicii tăi de acolo, de unde ești. A primit imediat un răspuns. Tata e italian și a trăit aici în Moldova 8 ani de zile și i-a plăcut tare țara asta și iată vrea strimat aici bani în Moldova. Între cele două femei s-a legat rapid o prietenie virtuală. Discuțiile aveau loc în română și franceză, pe care Viorica o cunoștea bine. Are două companii de produce, de a roșiilor, nu știu, ceva cu roșiile se ocupă. Una în Italia, una în Franța și una în Polonia. Și de acum îi măcinată de această boală de coronavirus și o rămas singură. Rosalie a asigurat-o pe moldoveancă că o crede vrednică de averea sa și că nu e timp de gândit. Zilele îi sunt numărate. Eu zic, doamnă, eu așa sumă nu sunt de acord, pentru că eu mă tem la așa sumă. N-am avut în viața mea așa bani. Lucrez pe un salariu și soțul pe hotare. Și ei îmi spune, doamnă, tu ai să fii cei mai fericită dacă îi să accepți.
și acceptă, te rog. La scurt timp, femeia a fost contactată de niște persoane care s-au prezentat drept avocații și managerei doamnei înstărite. Aceștia urmau să o ajute pe moldoveancă în procesul de perfectare a actelor. Să-l trimit lor încolo ca ei să legalizeze acest certificat, această donație și să înceapă transferul. Viorica a fost anunțată că pentru a ridica donația trebuie să achite niște taxe suplimentare din buzunarul propriu. Prima sumă care i s-a cerut a fost de 365 de euro. Un fleac, s-a gândit moldoveanca, în comparație cu averea care iată urma să-i fie transferată în cont. Avem 300 de euro în casă, avem niște lei din salari, eu plătesc certificatul și a să văd ceas și mai departe. Doamna Viorica, dar să-mi spuneți mai exact, pentru ce vi s-au cerut acești 365 de euro? Pentru certificat de donație, că doamna a spus că banii sunt cont, într-un cont închis acolo în Franța și ca să pot beneficia de acești bani, trebuie să achit pentru certificatul de donație. Doamna Viorica, uitați-vă la mine, vă rog. Și eu... În total, câți bani ați transferat acestor oameni? În total, peste 25.000 de euro. Peste 25.000 de euro? Da. În ce perioadă? Timp de 2 luni de zile. С начала пандемии COVID-19 количество мошенничеств, в том числе кибератак, вот жертвой чего и стала наша героиня, увеличилось на 600, более чем 600%. То есть воспользовались люди сейчас данной ситуацией, чувствуют себя более неуверенными, чувствуют, постоянно находятся в состоянии страха какого-то, неуверенности, переживания за себя, своих близких. Соответственно, мошенники, пользуясь этим состоянием, доверчивостью в конкретном случае нашей гости, они используют любые средства, чтобы воздействовать психологически на людей. Deci nu a fost o surpriză că eroina noastră a fost păcălită, dar am văzut, Natalia, cel puțin la tine reacția când ai auzit de această sumă enormă de 25.000 de euro în 2 luni de zile. Ți-a tăiat și ție respirația. Așa ceva... Da, я хотела узнать, неужели ни в какой день не возникло вопроса, зачем же так много и где же я возьму эту сумму? То есть в первую очередь хочется подумать, где я возьму эти деньги? În curând vom afla cum a reușit o simplă profesoară de la sat să adune în doar 2 luni peste 25.000 de euro. Acum însă e timpul să auzim ce a urmat după ce eroina noastră a transferat primii câteva sute de euro. Doamna Viorica, vă rog să ne spuneți, cu excepția fotografiilor, pentru că așa am înțeles, ați văzut doamna în fotografii, această italiancă. Ați mai văzut-o pe bătrână și pe viu? Nu știu, pe video? Am sunat prima dată atunci când mi-a spus că îmi dă numărul avocatului. Doamna a spus, trimite-mi o poză de-a ta. Și eu i-am trimis doar poza mea. Și a spus că îi place de mine și vede în mine o persoană responsabilă. Și zic, bine, acum vreau să te văd și pe tine, să mă conving cine ești. Și mi-a trimis o poză, o doamnă stă culcată în pat de spital și eu spun, eu vreau să te aud măcar la vorbă, să te aud glasul. Am făcut un apel video eu, din prima nu a răspuns, a răspuns din a doua sau a treia oară, nu țin minte. Am văzut doar un cap așa, până aici, până la frunte, acoperit cu o batistă albă, culcat. Și, culcată era. Da. Și a spus, alo, bonjour, bonjour ma fille. Și am spus, bonjour, madame, je veux parler avec vous. Deci, bună ziua, doamnă, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Da. Uh-huh. Și la moment dat s-a auzit așa un țuit așa în telefon, rețeaua ceva s-a blocat, s-a închis apelul și după aceea a venit mesaj că ea nu poate să vorbească, că e conectată la aparate din cauza situației de sănătate și o să vorbim doar prin mesaj.
Atunci nu vi s-a părut suspect acest lucru? Că uite, s-a întrerupt. Nu m-am gândit la ceva suspect, sincer să vă spun, nu m-am gândit. Dar spuneți-mi, vă rog, cine s-ar mai fi implicat în toată această poveste pe lângă această bătrână imaginară? Are o echipă formată din avocat, manager, care se ocupă de afacerea ei și gestionează toată afacerea. Deci câți oameni s-ar mai fi implicat? Încă doi. Încă doi bărbați. Ați vorbit cu ei direct? Cu avocatul am vorbit doar atunci, doar prin mesaj, când mi-a făcut certificatul de donații, mi l-a trimis, l-am semnat. Deci doar la fel, prin mesaje. Dar la voce, ați auzit pe cineva? Pe avocat nu, dar pe manager, pe Weber, Remy Weber, am vorbit de foarte multe ori cu dânsul la telefon. În ce limba ați vorbit? În limba franceză. Doamna Viorica, dar vreau să știu, atunci, la moment când vi s-au cerut primii bani, 365 de euro, nu vi s-a părut straniu că, uite, o bătrână putred de bogată, care tocmai vrea să vă doneze 5 milioane de lei în banii noștri, vă cere această sumă mizeră pentru un, nu știu ce, certificat? Și de ce nu plătește ea? Mi-a explicat că ea a achitat, că aceasta este o legalizare a unei donații dintre două părți și i-au achitat deja suma care trebuia să o achite și eu trebuie să achit ca moștenitor. Asta mi s-a spus. Bine, ce s-a întâmplat când ați expediat, uite, deja peste 25.000 de euro? Deci, la început, când am vorbit cu Remy Weber, mi s-a spus că banii sunt, contul doamnei este în CIC Bank Franța, dar dumnealui este director la Banca Poștală din Franța, însă deoarece gestionează toată afacerea acestei doamne, o să mă ajute ca să extrag banii de acolo, din CIC Bank. Mi s-a spus să mă duc să-mi fac cont în bancă la noi, aici, la Moldova. Am mers și am făcut cont în bancă, card în euro, că a spus că o să trimate banii pe în euro. Primii 10.000 de euro i-am pentru atunci când banii se aflau în cont în CIC Bank. Și am primit, nu țin minte de câte ori am trimis, nu țin minte pentru ce am trimis, dar știu că 5.000 ceva de euro mi-au cerut pentru faptul că la moment este perioada de COVID în Franța și deoarece aceasta este o sumă mare, ar fi cazul să achit o taxă. După ce am trimis acești 5.000 ceva de euro, am primit un mesaj pe telefon de la CIC Bank că banii sunt în contul meu, dar nu vin în Moldova, deoarece trebuie să aștept să expire perioada de carantină. Și aici s-a implicat iarăși managerul Remy Weber, care îmi scrie un mesaj că, uite-te, deoarece perioada de carantină va dura mult, eu te sfătui ca la calculator să creăm un cont într-o altă bancă, așa au spus la un prieten de-a dumnealui, și de acolo vor face transfer online. Spuneți-mi, vă rog, doamna Viorica, să vă întrerup, dar în ce țară expediați dumneavoastră banii? La început, când am cerut unde să expediez, mi s-a spus că în Franța băncile nu lucrează din cauza pandemiei și ei au filială a băncilor în Emirate. Și toți banii acolo i-am trimis în Emirate de fiecare dată. Și chiar și ultima... Deci femeia e italiancă, dar nu știu de ce banca e în Franța și până la urmă ați ajuns în Emiratele Arabe Unite. Da. Dar și nici asta nu vi s-a părut suspect atunci la moment. Deci cumva, iată, vă găseau o explicație de fiecare dată, da? Da. Una credibilă, din câte înțeleg. Da, de fiecare dată găseau o explicație că banii aceștia i-aș dorește să-i investească în Moldova în scopuri caritabile, deoarece mama ei este de aici, din Moldova, și tatăl său este italian, a trăit 8 ani de zile în Moldova, i-a plăcut foarte mult această țară și ea vrea ca acești bani să ajungă
în mâna unei persoane responsabile care să... Doamna Viorica, dar vreau să știu, dumneavoastră, ce aveți de gând să faceți cu această sumă? Asta, ea m-a întrebat la început. Nu ce v-a întrebat ea. Dumneavoastră, la ce vă gândeați să M-am gândit dintr-o dată în satul meu să investesc. Deci este un centru pentru copii cu la moment e centru de plasament, se numește Picături de Suflet. Și m-am gândit, sunt copii care defavorizați din familii defavorizabile și sunt aduși acolo în centru. Și m-am gândit că, uite, chiar o bună sumă din aceasta o voi da-o la acest centru, căci ea mi-a spus să-i fac poze și cumva să-i dau dovadă unde o să cheltuie acești bani. Iar cealaltă parte? Că a zis urmă, că doar o parte. Pe urmă, am fetița cea mijlocie, de acum, la început, nu a știut nimeni. După ce am trimis trei taxi, de acum, cea mijlocie, i-am spus, uite, iată, așa, așa, așa. Dar câți copii de tot aveți? Trei fete. În ce vârste sunt? Nicoleta, 18 ani, Carolina, 15 și Maria, 10. Aha, și acea de 15, iată că a aflat, da? Acea de 15 a spus, mamă, dacă doamna cu adevărat vrea să doneze acești bani, iată, ea, un copil bolnav de cancer, o găsit și tot pe Facebook și ea de multe ori se implică acolo și transmite câte un SMS care costă 3 sau 5 euro. Deci v-a sugerat să ajutați acest copil. Acest da, copil. Da, deci dumneavoastră, pentru dumneavoastră, pentru scopuri personale, vreți să cheltuiți niște bani sau nu? Pentru scopuri personale, eu i-am spus dintr-o dată că eu pentru scopuri personale vreau doar un apartament cu o cameră în Chișinău, pentru că Nicoleta este deja studentă și Carolina acum a finisat clasa 9 și devine și ea studentă. Și aș vrea să tot la Chișinău trebuie să o aduc să învețe și să stăi într-un apartament. Acum stau și mă gândesc că exact cât le-ați expediat acestor oameni această sumă de peste 25.000 de euro, exact această sumă va ajungea, cred că, de un apartament la Chișinău. Cred că și dumneavoastră v-ați gândit da, la asta. Spuneți-mi, vă rog, în ce moment v-ați dat seama că ați fost păcălită? După ce a fost deja deschis contul în a doua bancă, mi-a cerut taxa de vizualizare a banilor. 15.575 de euro. Eu le-am spus... O taxă de 15.000 de euro doar ca să vizualizați banii în cont? Da. Eu le-am spus, zic, eu nu am așa bani. Și doamna îmi trimite seara un mesaj că, uite, eu am vorbit cu echipa mea și tu o să achiți doar a treia taxă. A treia parte. Două părți le achităm noi. M-am gândit, zic, bine, hai, și de fiecare dată întrebam, asta e ultima taxă? Da, asta e ultima și gata. Bine, hai că m-am dus și am luat credit din bancă, 100.000 de lei. Doamna Viorica, dacă ați fost atentă, v-am întrebat când v-ați dat seama că deja sunteți păcălită. Vă zic, și aici, după ce am trimis această taxă, îmi vine mesaj acolo pe calculator că eu trebuia să achit jumătate din taxă, dar nu a treia parte. Pentru că domnul David, responsabil de transfer, nu știu ce a făcut acolo și a planificat transferul pe două linii, nu știu cum, în două părți. Și deci o parte achită doamna Rozali și o parte achit eu. Și mai trebuia să achit încă 2.637 de euro. Așa. Așa. 2.637. Tocmai am primit salariu, concedial. Și vorbesc cu fata mai mare. Fata spune, deși, mamă, hai, dacă e așa, suntem pe ultima 100 de metri, hai că împrumut eu de la niște prieteni. Și am împrumutat de la niște prieteni de aici, de la Chișinău. Și am făcut această taxă de 2.637. Asta era ziua de vineri. Am vorbit cu domnul
David Laurent, și spune, eu scriu o scrisoare către Banca Mondială și marți de dimineață nu ne-am dus la Rezina, ne-am dus la ora 1 și am achitat. Sara îmi scrie că taxa deja a ajuns și adică el pune banii pe un card, acolo achită în sistem, nu știu ce mai faci. Acum eu întreb, bine, ai spus că acum Sara rezolvă problema, spune mâine dimineață. Mă trezesc dimineață și mă uit în calculator, acolo încă scrie că taxa a fost percepută, dar deoarece transferul a stat mai mult în sistem, am fost penalizată și trebuie să achit o taxă de penalizare de 1875 de euro. Și la momentul a intrat fratele meu în casă, când eu stăteam la calculator, am închis calculatorul, dar deja știa și el. Eu i-am spus și lui. Și el spune, bine, hai că rog eu doi prieteni din Belgia să-mi împrumute 2000 de euro, dacă asta e ultima taxă. O rugat, el singur s-a dus și a achitat. Eu trimis banii pe adresa care trebuia. Totuși, o să reiterez întrebarea mea. Când ați înțeles că ați fost păcălită? Am înțeles că am fost păcălită aici după ce mi-a venit mesaj pe acolo, pe calculator, că, uite-te, taxa de penalizare a fost ridicată, asta de 1875, dar transferul s-a reluat în linie, deci a fost reluat și necesită o nouă taxă de transfer de 5.575. Doamna Verica, vreau să vă întreb, dumneavoastră chiar sunteți așa de credulă? Câți ani aveți? 42. Mulți înainte. Nu cred că sunteți chiar un om care este păcălit atât de ușor. Nu. Ce vă făcea să aveți atâta încredere în ei? De fiecare dată scriau că doamna Rosalie vorbește bine de mine și a găsit moștenitorul și ea vrea anume mie să-mi dea acești bani ca să-i cheltuie așa cum a spus. La acest moment, acești oameni, escrocii deja, ei vă mai scriu? Da. Și Viorica, ce ai făcut? Te-ai gândit că a rămas fără casă? Fără bani la copii? Doamna Viorica, noi avem o veste bună pentru dumneavoastră. Cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagair Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lingerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagair Family, universul stilului pentru întreaga familie. Povestiți-ne despre ziua în care ați aflat că, uite, este cineva care și-ar dori să vă ofere în dar 5 milioane de lei. Nu știu de unde am ajuns pe Facebook și văd un mesaj la compania de Rosalie. Donează 250.000 de dolari. Banii aceștia ea își dorește să-i investească în Moldova, deoarece i-a plăcut foarte mult această țară. Ca să pot beneficia de acești bani, trebuie să achit pentru certificatul de donație. În total, câți bani ați transferat acestor oameni? Peste 25.000 de euro. Ce vă făcea să aveți atâta încredere în ei? De fiecare dată scriau că doamna Rosalie vorbește bine de mine și a găsit moștenitorul și ea vrea să anume mie să-mi dea acești bani ca să-i cheltuie așa cum a spus. În următorul
material video veți vedea cum arată femeia care i-a promis 5 milioane de lei eroinei noastre. Totodată veți afla și cine sunt cei care i-ar fi scris doamnei Viorica din numele bătrânei. Timp de 3 luni, Viorica Chetrar nici nu a bănuit că chipul pretinsei Rosalie Maria Run aparține de fapt unui model celebru. Imaginile cu aceeași bătrână pot fi văzute pe mai multe banere stradale din orașele europene. Nume sonore se regăsesc și printre celelalte personaje aparent implicate în această schemă de escrocherie. Frank Berton, anume așa, s-a prezentat avocatul bătrânei, în realitate chiar oferă asistență juridică. Bărbatul este specializat în drept penal și drepturile presei. De la PJ financiar et du parquet de. Remy Weber, cel care s-ar fi prezentat managerul bătrânei în viața de zi cu zi, este președintele unei renumite bănci franceze. Aceeași poziție, doar că în cadrul unei altei instituții bancare cu renume în Franța, o ocupă și David Laurent, contabilul care s-ar fi ocupat de transferul Vioricăi Chetrar. Schema de escrocherie a fost gândită în așa mod ca la o eventuală căutare pe Google, victima să se convingă că persoanele sunt reale, iar intențiile lor cât se poate de serioase. Redacția Vorbește Moldova le-a expediat celor implicați scrisori oficiale. Pe parcursul realizării acestei emisiuni, ei nu au oferit un răspuns. Hoțul, excrocul, asta este îndeletnicire. Și ei cresc în profesionalism. Deci excroce în fiecare timp, zi, lună, an, își ridică nivelul lor de profesionalism și principalul acțiune, dacă hoțul e pe ascuns, nu-l vede nimeni, deci excrocul e prin faptul al convinge pe om. Găsește anume, doamna Viorica, nu vă supărați, găsește jertfa pe care o cuprinde prin atitudinea lui, prin gratitudinea lui, prin forța de convingere, și jertva nu poate părăsi. Dar există, în schimb, o asemănare în profilul jertfelor. Deci ei caută persoane cu foarte bune intenții, persoane cu multă dorință de realizare în societate, cu scopuri nobile, și noi vedem că doamna Viorica de față este exact profilul clasic. O femeie care pentru ea a vrut doar un apartament cu o daie pentru un copil. Ea nu s-a gândit cum acești 5 milioane poate să-i învârt așa ca să aibă ea mai mult profil. Sau să facă 10 din exact. Ei. Da? În această seară vorbim despre Viorica Chetrare, o profesoară din raionul Rezina, căreia o pretinsă femeie de afaceri din Europa i-ar fi promis o moștenire de 250.000 de dolari. Doar că, în loc să se îmbogățească, femeia s-a ales cu datorii de peste 400.000 de lei. O parte din acești bani femeia i-a împrumutat chiar de la fratele ei, Iurie Kondraciuk. Haideți să-l auzim. Parcă deodată am reacționat pozitiv. El mi-a cerut bani de deschis un cont, eu i-am dat. Surorii, te-am dat, tot i-am dat, aveam 1000 de euro, sunt mai mari, foarte mari. La așa bani eu n-am avut. Eu vrut ca să nu știu pe nimeni. Și așa ei scrie eu, ca să nu știu pe nimeni. Dar eu parcă eram crezut și ieri și fetele. Eu parcă presunțăm că nu-i, ceva nu-i curat la mijloc. Și s-au gândit și ea pentru dânsa. Da, nu a fost sibă. Vreau să plec scotare ca să o ajut pe sora. Anterior, eroina noastră s-a destăinuit colegilor mei în privința datoriilor pe care le-a acumulat la ziua de astăzi. Atenție la ecran. Cu un salariu lunar de 6.000 de lei, Viorica Chetrare a reușit să semneze cel puțin 4 împrumuturi bancare. De la o bancă am luat 100.000. De la o bancă am luat 100.000. Oarbă, în naivitatea sa, femeia a sunat toți prietenii și cunoscuții din țară și de peste hotare. Era sigură că le va întoarce banii din milioanele pe care le va primi pe cont. Și cum e o doamnă inteligentă, respectată, bună la inimă, nimeni nu a ezitat să-i sară în ajutor. M-a dus la un prieten care i-am spus, zic, uite, te rog frumos, eu am nevoie
de 3500 de euro împrumută, încă eu peste o săptămână ți-i dau. Băietul și l-am dat, o scos 3500 de euro. De 20, de 10, de 5, cum i-o grămădit săracul, i-o scos și mi-o dat. În scurt timp, femeia s-a pomenit cu datorii de peste 240.000 de lei la bănci și companii de microfinanțare. Alte peste 100.000 de lei i-a colectat de la apropiați. De la un om am luat 8.500 de euro, de la doi oameni din Belgia am luat 2.000 de euro și de la un om din Germania am luat 2.000 de euro. Îndată ce a înțeles că a fost păcălită, femeia a cerut ajutor de la un avocat, doar că nimeni nu i-a putut fi de folos. Am mai încercat odată să căutăm avocați pe online, dar nimeni nu ne răspunde. Pe mine mă doare ratele la bănci, ratele la bănci mă doare. După ce a acumulat datorii până peste cap și a expediat 20.000 de euro unor escroci, Viorica s-a ales cu un cont bancar al unei bănci inexistente. Doamna Viorica, nu pot să nu vă întreb despre soțul dumneavoastră. El cum a reacționat atunci când a aflat în ce capcană ați căzut? La început el era în Cehia. Și deja după ce a primit mesajul de la CheckBank cu uite banii sunt în cont, eu am insistat ca el să vină acasă. Și fratele i-a sunat și a spus, hai vin acasă că uite... Cineva o să ajute. Așa. Și el pe data de 3 mai a venit acasă. Dar deja până pe data de 3 mai eu cheltuiesc mulți bani, trimisez. Și el a venit acasă cu 1600 de euro. Și atunci trebuia tot să achit o taxă, nu știu ce. Și el atunci mi-a spus, bine, vezi ce faci. Și banii ceia tot i-am achitat. După asta, eu nu i-am spus lui nimic, pur și simplu. El nici acum nu știe? Da, acum știe deja. Și cum a reacționat? Clar că nu pozitiv a reacționat. Cu siguranță, datoriile eroinei noastre s-au dovedit a fi o povară enormă, în primul rând pentru soțul ei, pe umerii căruia în mare parte este întreținerea familiei. Cum se descurcă bărbatul în această situație complicată, aflăm imediat. Nicolae Chetrare a venit astăzi în studioul nostru. Să-l întâmpinăm. Bună ziua! Și, Viorica, ce ai făcut? Te-ai gândit că a rămas fără casă? Fără bani la copii? Nu de gând la asta, așa? Domnule Nicolae, văd că vă apar lacrimi în ochi și înțeleg în ce situație complicată v-ați trezit, dar vreau să știu, dumneavoastră, când ați aflat despre cele întâmplate? Când, de la cine? Doamna Viorica v-a zis? M-a aflat eu de la copii. De la copii? Da. Doamna Viorica, n-ați vrut să-i spuneți? De ce nu ați vrut să-i spuneți atunci? Când e, părea o bucurie mare, uite... Fetele au spus, mamă, tata toată viața, practic, peste hotare a fost. Poate avem norocul. Și, într-adevăr, de data asta, dacă doamna asta transferă niște bani, poate n-ați mai trebuiască tata să plece peste hotare. Și eu am oprit-o. Că oprește... Banii las întoarce, nu-i duci mai departe. Ei s-au dus și nu știu nimic și au mai luat bani la bănci și nu știu nimic. Și nu au spus la nimic. Când ați aflat? Când am aflat? Am aflat când m-am la Varmea și am plătit la directorul bănci. Și ei mi-au spus că acum mai luat de acolo, dar m-am aflat. Vă temeați, doamna Viorica, să-i spuneți soțului? Sau de ce nu i-ați spus? Da, mă tem. Domnule Nicolae, sunteți violent? Ați ridicat vreodată mâna la soția dumneavoastră? Numai în viața mea un ras. Și atunci de ce v-ați fi temut, doamnă Viorica? Pe urmă niciodată. De mânia lui, de pumnii lui sau de reproșurile lui? Doamne, sincer, nu m-am temut de mânia lui și de reproșurile lui. De acum, așa de tare... M-am manipulat cu toate mesajele și cu toate
Am fost încrezută că o să fie transfer până la urmă și o să achit toate datoriile. Și, și nici n-am mai aflat. Da. Eu tu m-am în vineri, m-am aflat. Acum câteva zile ați aflat? Da, că mai avem eu niște bani schimbați de lei și așa am plătit un transfer la bancă la... A mea am aflat eu tot ce făcut de prostiile. Domnule Nicolae, nu pot să nu vă întreb. Probabil că deja v-ați format mințele cum să ieșiți din această situație. Ați găsit vreo soluție, o ieșire? Deci, ieșire trebuie să-mi cad niște bani ca să mă duc la Cehia, să-i fac înapoi. Măcar cât pot. Măcar cumva poate și nu m-am ajutat, dar și măcar să închid alea că băncile să-mi iei casa la copii. Înțelegeți? Cu și procentul a luat doamna, dacă știți, sau doamna Viorica ne spuneți, care era procentul de la bancul care s-a luat? Nu știu eu nici și-o luat. 6,5. Asta de la bancă, dar de la microfinanțare cât e? Hai spuneți azi spune, în spune eu măcar ca să știu amuia. Tu nu vrei să ne spui nică, nică, nu spui. Nu știu care e procentul de la microfinanțare. Cum ai luat și că nu știi? La știu că am luat 13.400 și trebuie să întorc înapoi 19.000. În cât timp trebuie să întorc? În și termen? În 6 luni. Doamna Viorica, eu vreau să vă întreb, dar la acest moment, acești oameni, escrocii deja, ei vă mai scriu? Da. Încă vă mai scriu? Și ieri au scris și duminică. Și dumneavoastră ce le spuneți? Nu le mai răspund apoi. Nu le răspundeți deloc? Cu acceptul eroinei noastre vom face publică ultima discuție pe care doamna Viorica a avut-o cu escrocii. Precizăm că de pe contul doamnei Viorica a vorbit reporterul Vorbește Moldova. La fel trebuie de menționat că am folosit un program de traducere în limba română, așa că unele fraze pot părea stâlcite. Acum atenție la ecran. Aștept plata dumneavoastră. Doar dacă o să plătiți, veți primi banii dumneavoastră de 250.000 de dolari. Nici mai puțin, nici mai mult. Poate totuși te gândești și achiți tu, iar noi o să întoarcem datoria, te rog. Nu cred nimic, totul este clar cu tine. Domnule, mai vedem, poate Viorica se face bine de grabă și vom încerca să găsim bani să achităm. Cât timp mai este valabil transferul? Dacă decideți să plătiți aceste taxe, mă voi întâlni cu conducerea Băncii Mondiale pentru a-mi acorda o perioadă favorabilă de securitate pentru transferul banilor online. Viorica întreabă de doamna Rosalie. Situația de sănătate a doamnei a fost deplorabilă în ultima vreme. Ea este subliniată că Rosalie și-a lăsat averea în aer. Мне другой вопрос. Когда мы оформляем кредит, обычно в банке спрашивают, с какой целью вы берете кредит. У вас спрашивали об этом? Да, am spus. Неужели am spus că vreau să cumpăr apartament. Și nu v-au cerut niciun fel de document? De obicei ei cer documente. Contract de investiții sau ceva de genul ăsta. Nu? Nimic? Nu, 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 pentru că... Ați fost atât de convingătoare? La 100.000 și fără gaj. Și la banca tot 100.000, tot fără gaj. Doamna Viorica, vă rog să ne spuneți ce sumă trebuie să restituiți companiilor de microfinanțare. Sau e una? Da, de la... Două contracte de împrumut. Deci două împrumuturi ați luat de la aceeași companie de microfinanțare. Și ce sumă? Despre ce sumă este vorba? Despre 40.000 de lei. 40.000 de lei. Și până când trebuie să restituiți suma? Timp de 6 luni. 6 luni de zile. Din ce moment? Când ați contractat creditul? În luna mai. Spuneți-mi, vă rog, dar pentru numele cui au fost luate aceste credite? Nu, am rugat pe o colegă de-a mea de serviciu și mi-a luat un credit. O colegă de dumneavoastră? Deci este vorba despre o profesoară? Da. Cum ați convins-o? Tot am convins-o că, uite, eu o să primesc de peste hotare repede și o să se întorc și nu o să te pun în situație. Iar acum ce îi spuneți? Nu i-a spus nimic, să... Am achitat doar 1.000 de lei prelungire, așa, atât. Nu i-am spus nimic. Dar în cât timp i-ați promis să-i întoarceți banii colegii dumneavoastră? Am promis timp de 2 săptămâni. De când și ea nu vă întreabă?
Nu m-a întrebat. Încă nu v-a întrebat nimic. Deci tot așteaptă, pentru că are o mare încredere în dumneavoastră. Din câte înțeleg, sunteți chiar o persoană de încredere. Am promis să fiu de încredere. Nu putem cunoaște cât timp va dura o anchetă de investigație pe acest caz, iar în orice moment Viorica Chetrar se poate trezi atât cu sechestru pe casă, cât și cu penalități uriașe. Acum însă vrem să o încurajăm. Doamna Viorica, noi avem o veste bună pentru dumneavoastră. Știți despre ce este vorba? Haideți să ne uităm la ecran. În cadrul companiei, doamna Viorica a dat dovadă de responsabilitate. Ea a avut nu primul credit la noi, asta nu este primul, nu a avut zile de restanță, le-a întors, deci a achitat în timp. Știu că este o situație foarte gravă, dar să știți că nu sunteți singură, luând în considerație și istoria creditară, și situația, și cazul, în special cazul ei și a prietenii sale, unica decizie corectă este de a casa absolut toată datoria. Deci ștergem din contul companiei împrumutul, dobânzile, tot ce este. Fac apel pentru ceilalți creditori care sunt în aceeași situație ca și noi. Fac apel pentru ca să fie luată o decizie corectă și logică. Mulțumesc! Mulțumesc! Este, cred că, un caz unic sau rarisim când o companie de microfinanțare iartă o datorie cu tot cu procente, cu tot. Cu mare respect, chiar haideți să-l aplaudăm pe directorul acestei companii care, uite, a intrat în situația eroilor noștri. Știu câte cazuri au ei, oamenii nu se împrumută de la companiile de microfinanțare de bine, da? Dar uite că, anume, pe povestea dumneavoastră i-a impresionat într-atât încât v-au iertat aceste datorii. Cel puțin acolo puteți să răsuflați ușurați 40.000 de lei și... Mulțumesc mult! Este o sumă. Mulțumesc mult! Cu drag, mă bucur că măcar cu ceva v-am adus o veste bună în această seară, în acest platou. Sper că și celelalte datorii le veți putea restitui, poate nu la fel de ușor, dar cât se poate de repede și fără prea multe complicații. Istoria este, spunem așa, una singură. Chiar asemenea mesaje, practic, vin regulat la foarte mulți cetățeni, doar că ei le ignoră. Chiar și eu am avut asemenea mesaje mai înainte, de mult, tot timpul le ignoram asemenea mesaje. Păi nu știu, uite că doamna s-a prins, adică a intrat în azart, deși după atunci nu mai spune că intră în azart. Este evident că un lucru, aceste persoane trebuie să suporte răspundere penală. E foarte greu să le prinzi, să le dai de urmă. Cum deoarece, ar putea? Deoarece aceste persoane practic folosesc niște... De regulă, IP-urile la calculatoare sau la telefoane mobile, adică atunci când accesezi internetul, poate fi identificat doar cu... Dar sunt și cazuri, adică este posibilitatea legală de a evita aceste modalități de a identifica IP-urile. Deci în credeți de față, că nu există nicio șansă să dea de capăt și să-i găsească? Hai să spunem așa, eu nu știu de ce nivel sunt acești infractori, aceste escroci la moment, adică poate să fie de nivel național, dar poate să fie, de fapt... Sunt sigur că, de fapt, este mult depășește nivel național. Este evident că este infracțiune transfrontalieră, ceea ce presupune colaborarea dintre organele noastre de drept și, respectiv, cu organele altor state. E evident că trebuie să fie identificate victime și sunt sigur că sunt și victime și ale altor persoane. Adică aceste transferuri către aceste conturi pot fi verificate. Adică, bine, nu sunt așa de multe conturi către acest cont, număr de cont la care a fost transferate aceste sume de bani. Nu știu, cu ajutorul băncilor trebuie ridicat, adică anume acest, să fie identificat acest cont sau alte conturi cu utilizarea acestor nume de persoane. Eu vreau să o întreb pe Natalia, dacă tot Maxim a vorbit de... oricum, este legat de IT și dacă Natalia este specialist IT, zi-mi, te rog, ce șanse îi dai eroinei noastre că va da de acești scroci și vor fi pedepsiți. Нужно быть очень внимательным в первую очередь, куда мы заходим. Интернет-пространство – это пространство, в котором ничего никуда не исчезает. Чтобы мы не ввели, эти все данные всегда остаются.
быть внимательны при составлении тех же паролей, при общении с какими-то незнакомыми людьми, незнакомыми для нас, для нашего окружения. А в данном случае можно было проверить элементарно в обычном браузере, ввести, чем и пользуются, Google, Chrome, Яндекс, неважно, ввести имя этой организации, название этой организации, имя, возможно, тех же мошенников потенциально. Но это настоящие люди, то есть вы видели в нашем сюжете. Тем не менее, я думаю, что это не единственная история. Как правило, они раскидывают наживку не только до Амни Виорики, а это делается рассылка, общая рассылка, то есть куда попадает очень много людей. Есть ли шансы найти этих мошенников, кибермошенников? Да, в сети в любом случае остаются следы. То есть невозможно спрятать в сети полностью все. Но это все зависит от технических возможностей мошенников, так скажем. Чем больше они вкладывают в технические средства защиты, шифрование, тем больше нужно вложить противной стороне, в нашем случае правоохранительных органов Республики Молдова, для того, чтобы задействовать все технические ресурсы, человеческие ресурсы для того, чтобы это расследовать. Но технически это, конечно же, возможно. Asemenea, scene sunt foarte frecvente. Mult mai frecvente decât ne așteptăm fiecare, pentru că majoritatea părinților noștri și majoritatea copiilor noștri care au acces online au primit cel puțin un mesaj că au câștigat 10.000 de lei, că au câștigat un telefon, mesaje care par a veni de pagini oficiale. Aceste mesaje vin cumva să prindă în plasă oameni buni, oameni curați, oameni cu o naivitate copilărească, cum sunt protagoniștii noștri. Chiar sunt niște oameni cu sufletul mare, care au vrut din darul lor să facă un dar și mai mare. Este foarte important să verificăm aceste informații, să învățăm copiii noștri să le verifice, să învățăm părinții noștri, de multe ori pensionari la țară, care, uite, cred și ei în acea șansă mică de noroc. Cred în minuni. Cred în aceste mici minuni. Dau informații persoanelor care se prezintă gen asistent social, gen persoane de la bănci, etc. De ce? Azi avem o lecție de viață foarte vorbitoare în fața noastră. Doamna Viorica, odată și dumneavoastră ați spus că ați făcut mai multe planuri și sunteți, să zicem așa, bateți până la capăt când aveți planul dumneavoastră. Eu vă propun o variantă. Deci eu sunt gata, împreună cu dumneavoastră, să gătim toate materialele care sunt necesare, atât pentru Inspectoratul Național de Investigații, cât și pentru serviciile de colaborare internațională polițienească, cum le zicem noi, Europol și Interpol, încetășor să-i mișcăm pe dânsi și să-i rugăm frumos, cu insistența dumneavoastră și a mea, să arătăm că poliția poate să găsească persoanele care au venit la bancă. Că contul, banii au fost transmis pe cont, în fiecare bancă, fie Arabia Saudită, fie Franța, așa mai departe, sunt camere de luat vederi, sunt documente, se fixează și așa mai departe. Și dacă încetășor cu dumneavoastră să batem la ușa Inspectoratul Național și a colaborării, eu promit că, adică îmi închipui că e posibil, totuși cu dânșa împreună, să-i găsim pe ăștia. Iată, vi se oferă încă un ajutor, încă o mână vi se întinde. Vă mulțumesc mult, sunt de acord. Sunt de acord și să știți că, într-adevăr, e o lecție dură pentru mine. Ca profesor, înțeleg acum ce am făcut. Înțeleg foarte bine și să știți că mi este rușine în fața copiilor mei, în fața colectivului, în fața satului și în fața dumneavoastră personal și a întregii Moldovei. Nu știu de ce am căzut eu anume în plas. Într-adevăr, m-am gândit că o să fac mult bine din acești bani. Acum sunt de acord să bat în uș unde mă puteți ajuta ca să deschidă și să-i prindă. Poate mai sunt și alte persoane care au suferit. Aici încheiem, liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături. Îndată după emisiune, avocatul Vladimir Koval i-a acordat Viorichei Chetrari asistență juridică gratuită. Astfel, femeia a depus mai multe plângeri la poliție, procuratură și Inspectoratul Național de Investigație. Am considerat că aș putea să-i dau o mână de ajutor și cumva să rezolvăm problema.
Deci ne-am înțeles cu doamna când vine în Chișinău ca să o ghidez când va pleca la direcția respectivă a Ministerului de Interne pentru a depune declarații. Deci dumnea ei a fost pentru început, am înțeles că a depus declarațiile. Cu toate acestea, la scurt timp după ce au fost sesizați oamenii legii, femeia și-a retras plângerele. Ea spune că vrea să-și soluționeze problema pe cont propriu. Am înțeles de la doamnă că dumnea ei deci nu mai vrea ca cazul ăsta să se investigheze. Între timp, escrocii continuă să se prezintă din numele doamnei Rosalie și sunt din nou în căutarea victimelor printre rândul moldovenilor.